Primăria municipiului Roman va face cunoscut că, în conformitate cu noile prevederi ale codului fiscal și ale hotărârii de guvern 1/2016 privind normele de aplicare ale codului fiscal, persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă trebuie să depună declarația de impunere până la data de 31 martie 2016. Declarația va fi depusă în cazul clădirilor cu destinație mixtă de persoanele fizice care au înregistrat un sediu social, cele care desfășoară activități independente și care au declarat sediul la adresa de domiciliu, inclusiv cele care nu își deduc cheltuielile cu utilitățile înregistrate în desfășurarea activității economice. Formularul poate fi găsit la camera 11 la Direcția de Taxe și Impozite Locale din Primăria Roman sau pe site-ul www.primariaroman.ro la secțiunea Servicii Publice, Impozite și Taxe Locale, formulare, primul formular de la impuneri persoane fizice.